Salut, camarați, bună dimineața! Uite, azi e duminică, o nouă zi de la Dumnezeu. Să luăm și noi cum vin, cum ziceau romanii, carpe diem, trăiește ziua, așa și noi ne trăim ziua. E puțin înnorat afară, dar cred că e plăcut, pare, am deschis fereastra, cred că e destul de călduț așa. Pare mai mult zi de primăvară decât de iarnă. Am dormit bine. Mă pregătesc să mă duc puțin la piață să văd ce mai mi-au de mâncare. S-ar putea să iau niște cartofi, că nu mai am cartofi deloc. Mai am niște orez, niște fasole, dar fasolea aia fierbe cam greu, așa că nu știu dacă o să o mai mănânc. În rest, ce să vă zic, mergem și noi cu Dumnezeu înainte. E duminică, știu că toată lumea se bucură duminica, că e zi liberă. Mai bagă și ei un grătar, o bere, un mititel, ceva, o fleică în sânge. Să mai joacă lumea cu virgulă copii, armonie, bucurie. Asta e, ce să facem. Mergem înainte. Speranța moare ultima, cum știți și voi. Așa, deci o să mă duc până la piață, cum v-am zis. Sunt bucuros că două echipe românești de handbal s-au calificat, și Gloria Bistrița și Dunărea Brăila. Brăila chiar de pe primul loc, deci o să aibă un adversar mai ușor mai departe. Astăzi mai sunt vreo trei meciuri. Rapidul trebuie să bată, CSM-ul la fel, Târgu Jiu și dacă bate degeaba. Au pierdut cinci meciuri, bine, nu fac față echipă mai slabă. Cred că o să-mi iau o bucățică de pește acum când mă duc la piață, știi că să mă gândesc, mai am mălai, mai am pâine. Da, aș putea să iau o bucățică de pește, mănânc pește prăjit, știi ce să fac, asta e, nu, nu e paradisul, dar treaba e că trebuie să-l plătesc. Când eram copil la Giurgiu, mâncam pe gratis, știi că se ducea tata și pescuia pe canalul plantelor la Giurgiu și pe vremea copilăriei mele canalul plantelor de la Giurgiu și Dunărea, de unde se trăgea canalul plantelor, colcăia de pește, sobotei de ea, de 2 metri de ea, cu mustăți somni, cegă de aia cu botul ascuțit, șalău, știuc, răpitoare, crab de 5-6 kg, așa de grași că mama nu mai punea ulei la ciorbă, că ieșea din carnea lor, ieșea ulei. După aia ce erau? Șalăi, plătic, ghiborții care mergeau la saramură cu mămăligă. Și nici nu mai știu, plevușcă de aia mică. Am mâncat în copilărie, cred, peste o tonă de pește. De asta e, peștele a devenit scump în ziua de azi. Bine, totul s-a scumpit. Încercăm să ne descurcăm și noi cu bani puțini, să și mâncăm, dar cu bani puțini, cu chibzuială, știți? Asta e, m-a venit îngerul meu păzitor, mi-a curățat computerul, dar nu e de la praf. Hârie mai departe, a curățat și la sursă și la toate alea, dar hârie mai departe. Probabil că în câteva luni o să mă lase, vedem, sperăm. În rest, o să vă urc câteva clipuri azi. Ieri am stat și eu mai așa, mai pe lenevie, știți? Așa, asta e, v-am zis, speranța moare ultima, deci mergem înainte cu Dumnezeu. Hai că e duminică. Vă doresc o zi minunată alături de cei dragi, în armonie, iubiți-vă, îmbrățișați-vă, pupați-vă, că nu suntem prea mult pe aici, suntem trecători, totul e deșertăciune. Și nu vă lăsați obsedați de bani, că nu mai sunteți oameni. Hai, vă pup cu drag, rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!